Numele meu este Lipan Radian. Administrăm o suprafață de aproximativ 1500 de hectare. Cultivăm aproximativ 40% din suprafață culturi de toamnă, împărțite pe rapiță, grâu și orz. Diferența 60% culturi de primăvară, din care cea mai mare parte din suprafață este porumbul, care este și cultura preferată. Este cultura preferată întrucât, practicând o tehnologie intensivă, ne permite obținerea unor producții foarte, foarte bune și implicit rezultatele financiare sunt pe măsură. Agricultura a devenit o pasiune. Totul a plecat în 2004, când am fost nevoit să-mi ajut bunicul să înființeze culturile, întrucât a avut ceva probleme de sănătate. În 2004, în 2005 s-a repetat același scenariu, numai că implicarea mea a trebuit să fie mult mai mare. Dacă în 2004 a trebuit să plătesc să achit doar niște prestări servicii unor firme specializate, în 2005 a trebuit să mai merg și pe câmp și a fost primul contact cu agricultura și pot spune acum că a devenit mai mult decât agricultura, nu e doar o afacere, e o pasiune. Se ține cont de asolament, nu este nu avem un asolament cadru, însă încercăm să ne adaptăm pe fiecare solă, să venim cu tehnologia potrivită în funcție de rezultatele, decartările pe sole. Încercăm să adaptăm tehnologia astfel încât să obținem o producție maximă. Produsele sunt undeva în jur de 13 tone pe fermă. Am reușit în anumiți ani poate să ne ducem spre 15 tone. E un an promițător, putem să obținem o producție foarte, foarte bună. Cred că mai puțin contează precipitațiile, atât timp cât ai la dispoziție o tehnologie prin care poți asigura o cantitate de minim 30 de litri pe metru la 7 zile, mai puțin contează precipitațiile. Poți face o producție de 15 tone indiferent de condiții. Trendul este către o tehnologie cât mai simplă pentru conservarea apei în sol. Ne confruntăm cu ani din ce în ce mai secetoși și încercăm să venim cu tehnologii cât mai simple, consum cât mai mic de combustibil, mai puține treceri, tasarea mai mică, utilaje cu o amprentă cât mai mare pe sol. Trendul este către o tehnologie de minimum tillage. Suntem norocoși că suntem într-o zonă, într-un areal în care a existat infrastructura de irigații, infrastructura de irigații pe care am dezvoltat-o de la un an la altul. Practic, în 2007, când am hotărât să investesc în zona de irigații, nu mai exista niciun sistem, niciun hidrant pe toată suprafața. A trebuit să reabilităm, să refacem tot sistemul. Am început practic în 2007. Am investit sume destul de mari, atât din bugetul companiei, cât și accesând diverse proiecte pe fonduri europene. Practic investițiile au fost constante și continuu, atât în partea de sistem de punere sub presiune, cât și în achiziția de echipamente de irigat. Practic am plecat de la 0 hectare irigații și acum avem pe zona Gabrielescu cam 90% din suprafață irigată și sperăm că în următorii 2-3 ani de zile să irigăm toate suprafețele. În primul rând să comasăm cât mai mult și să irigăm întreaga suprafață.
Odată cu comasarea suprafețelor, am optat către o tehnică de agricolă care a presupus investiții în echipamente mai mari, mai eficiente, cu un randament mult mai ok, consum de combustibil mai mic, automatizări, echipamente cu putere mare care ne permită practicarea unor sisteme de lucru prin care să conservăm apa în sol. Am păstrat forța de muncă. Dacă am început cu 4 mecanizatori sau am avut 4 mecanizatori pentru 400 de hectare, acum avem 6 mecanizatori pentru 1500 de hectare. Am investit destul de mult în partea de automatizare, sisteme de autoghidare, echipamente moderne, echipamente asistate de la distanță. Consider că nu putem face nu putem avea rezultate foarte bune fără investiții în tehnologie. Tot procesul ăsta de automatizare ne ajută foarte mult în supervizarea tuturor sau pe fiecare etapă. Nu e necesar să ne deplasăm de fiecare dată în câmp. Instalațiile și utilajele pot fi monitorizate de pe orice telefon mobil sau orice calculator unde avem acces la internet, de oriunde. Putem să știm în orice moment ce se întâmplă, ce consumuri de carburanți, ce lucrări, la ce densități, instalațiile de irigat dacă funcționează, cu ce cantitate de apă, în ce poziție sunt. În privința alegerii hibrizilor sau soiurilor pe fiecare cultură, testăm în fiecare an mai multe produse pe suprafețe relativ mici, după care introducem, să zic, în cultură mare hibridul sau soiul. Avem colaborări cu toate companiile în domeniu și încercăm să alegem hibrizii și soiurile care corespund cel mai bine pentru zona noastră. Ținem cont, în primul rând, de temperaturile mari în timpul verii. E important să alegem hibrizii potriviți cu o anumită perioadă de vegetație în funcție de tehnologia care ne propune, de data semănatului. Produsele sunt testate minim 2 ani. Iar dacă rezultatele sunt conform așteptărilor, introducem într-un procent de maxim 20% în cultură. Tratez Apia ca fiind un partener în afacerea noastră, numită agricultură, un partener care este destul de implicat și este imposibil să desfășoare activitatea fără să ai o relație. Există o comunicare foarte bună, suntem informați permanent cu privire la toate măsurile, la toate pachetele care sunt noi sau la tot felul de proiecte care urmează va fi implementate. Suntem deschiși pentru astfel de lucruri și încercăm să profităm la maxim de toate facilitățile care sunt disponibile. Cred că și în relația cu banca, se solicită tot felul de documente pentru diverse investiții, chiar pentru un credit pe care îl rambursezi integral, plus dobândă, plus alte costuri. Pe când la Apia primești niște bani gratuit, este firesc să prezinți anumite situații. Nu, mi se pare un sistem deloc birocratic. Este destul de simplu. Noi avem, cred că, 5 ani de când totul se întâmplă de la distanță. Digitizarea o facem în cadrul fermei, în birou. Totul se face electronic, nu e nevoie de contact cu reprezentanții Apia. E un proces relativ simplu, sunt niște bani care ne-au ajutat foarte mult în dezvoltarea fermei.
au fost perioade destul de dificile. Banii care am casat pe subvenție ne-au ajutat, ne-am capitalizat, am investit în tehnologie. Au fost, iar procesul de obținere mi se pare relativ, niște bani ușor de accesat, sunt niște bani ușor de accesat și cred că fiecare fermier ar trebui să acceseze atât subvențiile clasice, cât și anumite pachete de agromediu în funcție de zona în care se află. Există o satisfacție imensă, mai ales când poți face niște recolte foarte bune cu o tehnologie cât mai simplă și având toate verigile. Este imposibil să faci agricultură, spre exemplu, fără apă. Atât timp cât ai toate verigile la dispoziție, dispui de echipamente performante, utilaje și apă, este imposibil să nu obții ceea ce vrei.